Deșteptarea. Între momente în viața unui conducător auto, unui posesor de mașină, este vizita la RAR. Da? Atunci te trec toate emoțiile posibile și imposibile. Cred că mai emoționant e când vine RAR-ul la tine pe stradă. Aia nu mai, dar vine destul de rar. Aia e problema cu RAR-ul nostru. Am văzut acum că au început niște acțiuni. Se mai iau de băieții ăștia care își modifică evacuările sau... Că fac zgomot mult, dar și că, mă rog, poluează mai tare. Da. Dar știi că sunt oameni care își scot filtrele alea de particule de la mașină? Da, pentru că trage mașina mai greu dacă are filtru. Înțelegi? E o evacuare directă și după ce că dieselul face o grămadă de particule din alea, nenorociri din alea, să mai și scoți. Nu te mai lua de motoarele diesel, te rog frumos. Ba, nu m-am luat eu, așa. Să ia istoria, asta e problema. Și eu am avut diesel, recunosc, adică nu e o problemă, e încântător, e o mașină admirabilă. Să nu intrăm în discuția asta, pentru că... Nu se termină niciodată. Sunt niște studii care spun că ultimele motoare pe diesel, cele mai recente, sunt mai puțin poluante decât cele pe benzină. Acord cu tine, dacă nu scoți filtrul. Dacă nu scoți filtrul, dacă normal. Dacă nu scoți filtrul și dacă spui adevărul, nu uita cazul... Dacă e softul, nu e softul mânărit, cum se zice la noi. Dar ce te miră că mânărește România softul când îl mânărea direct Volkswagen? Adică... Și nu numai Volkswagen. Ei au dat startul cumva, dar după aia s-a... Mă rog, hai să ieșim din discuția asta, să revenim la emoțiile pe care le are orice posesor de mașină, mică sau mare, când se duce cu ea la RAR. Deci ai emoții, vrei să fie spălată, curată, să-ți ardă becul, cum se spune, să nu ai absolut nicio problemă. Mă, dar cum să te duci cu un butuc în loc de arc, la RAR, să treci RAR-ul, cu un butuc din lemn, să înțelegem bine, da? La suspens. Întâmplarea asta e perfect adevărat, adică asta este o descoperire a RAR-ului din Caraș Severin. Recentă. Da. Chiar foarte recentă. Inginerii de la Registrul Auto Român, reprezentanța Caraș Severin, au găsit un butuc din lemn montat în suspensiile unui monovolum de transport persoane. Capacitate 8 locuri. Nu mai spun că acel monovolum era microbus. De la o marcă foarte cunoscută, de lux chiar. Da? Da. O improvizație extrem de periculoasă pentru direcție și frânare, sisteme esențiale pentru siguranța rutieră. Din imaginile pe care le-au publicat cei de la RAR, reiese că pe puntea spate sunt montați butuci de lemn. Incredibil, la ambele roți. Eu credeam că e doar la una, dar uite, la ambele puseseră. Și să nu stea mașina strâmbă, știi? Să aibă echilibru. M-am uitat pe poze. Doamne, deci nu-i adevărat. Dar cine a făcut lucrarea? Că i-a dus pe unul de la căruță, bănuiesc eu. Adică vreun meșter de ăsta vechi, pe tradițional aici. Lăsați că vă pun eu cum fac exact la bunică mea. În colaborare cu Ocolul Silvic. Da. Ai nevoie de doi butuși de aceleași dimensiuni. Mă uitam pe poză și am zis, mamă, zic, asta este exact exprimarea a o pune pe butuci. Exact, uite, de aici a venit exprimarea din România, de la RAR Caraș Severin. Puneți mașina pe butuci la propriu. Da, omul ăla mergea cu pasageri cu ea, pentru mine asta e. Tot pe butuci. Da, exact, da. Deșteptarea.